La noi, ca la nimeni, struțul animal de companie. Asta s-a întâmplat în municipiul Drobeta-Turnul Severin, unde un bărbat a fost descoperit crescând un struț într-o garsonieră atunci când vecinii au sesizat poliția cu privire la gălăgia pe care o făcea animalul. Poliția animalelor a intervenit în acest caz și l-a sancționat pe bărbat cu 3.000 de lei. Pasărea era ținută într-un bloc de locuit de la marginea orașului Drobeta-Turnul Severin. Proprietarul afirmă faptul că pasărea fusese adusă în apartament cu scopul de a o găzdui pe perioada în care stăpânul îi va crea un țarc în curtea casei pe care o deținea în altă parte a orașului. O săptămână maxim. Avem un spațiu special pentru animale. Ne-au făcut niște vecini sesizări că face gălăgie, iar noi i-am adus aici pentru o perioadă de o săptămână pentru faptul să pregătim locul mult mai bine. L-am luat acum, o să fie într-un loc foarte bine amenajat. L-ați luat pentru hobby sau vreți să... Nu, pentru hobby. L-ați luat pentru hobby? Da, da. Nu am făcut niciun comerț cu el, nimic niciodată. Cât am crescut de pui, de foarte mic. Deci a crescut de pui. Da, da. Planul nu a ținut mult, căci a fost reclamat la poliție de către vecini. Mai mult decât atât, bărbatul îngrija pasărea în imobilul deținut de un prieten. Nu avea voie. El trebuia să respecte niște distanțe. Aceste păsări se cresc în adăposturi special amenajate, la distanță în funcție de categoria de vârstă. Între 200 și 500 de metri de ultima locuință, nu avea voie să-l crească la bloc. Struțul a fost luat de către proprietar și dus către dubă pentru a-l duce la locuința acestuia undeva la curte. Sesizarea a fost că se crește un struț într-un apartament, zona Alunii, nu știu exact să vă spun locația cum este aici, să stabilim condițiile. Am stabilit ca și îngrijirea animalului, pasărea este corespunzătoare, nu prezintă leziuni, padocul este, dar nu este ca și suprafață. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Drobeta-Turnul Severin și Biroul pentru Protecția Animalelor, împreună cu reprezentanții ai Direcției Sanitar Veterinare, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un cetățean de 30 de ani deținea un struț într-o încăpere dintr-un bloc de locuit. În cauză s-a aplicat sancțiune contravențională în valoare de 3.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 215/2004 privind protecția animalelor, raportat la norma numărul 21/2003. De asemenea, reprezentanții instituțiilor au efectuat verificările și au pus în vedere celui în cauză să întreprindă măsurile necesare pentru deținerea legală a struțului. În urma cercetărilor efectuate de Direcția Sanitar-Veterinară Mehedinți, aceștia au decis să lase pe bărbat să țină animalul într-un loc special amenajat la curte. Bărbatul susține că s-a atașat de pasăre și că îi va oferi cele mai bune condiții. Creșterea struților în fermele de familie din România este într-o continuă dezvoltare. Mai ales că astăzi struțul domestic este crescut pentru carnea sa fără grăsimi. Fiind păsări rezistente, struții sunt foarte puțin pretențioși la condițiile de climă și alimentare.